Eu voi lucra din Alize Baby Best de această dată. Tot cu aceeași croșetă, da, ca să aibă ținută, da? Și uitați, va ieși o frunză mai mare, automat. Dar nu cred că este o problemă. Vom ridica 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Din ochiul 2 începem și lucrăm un picioruș scurt, în următor un picioruș dublu redus, am dat după croșetă, scot fir și scoatem prin toate 3. În următoarele 7 ochiuri, câte un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble. 2 piciorușe dublu reduse, adică în următoarele 2 ochiuri câte un picioruș dublu redus, deci scoatem prin toate 3 firele. 1, 2, 2 piciorușe scurte, în următoarele 2 ochiuri câte un picioruș scurt. 1, 2 și aici în vârf, în ultimul ochi, vom lucra un picioruș scurt, un ochi de lanț, un picioruș scurt. Vom întoarce pe partea asta la altă și vom lucra exact cum am lucrat și aici. 2 piciorușe scurte, 2 piciorușe dublu reduse, 7 piciorușe duble, un picioruș dublu redus și un picioruș scurt aici în ultimul ochi. Partea aceasta, uitați, și introducem deasupra primului picioruș pe sub cele două fire și facem un ochi alunecat. Un ochi de lanț și începem și lucrăm în continuare. Un picioruș scurt, da? Deci nu în ochiul unde noi ne-am unit, ci în următorul. Un picioruș scurt, în următorul un picioruș dublu redus, adică scoatem prin toate 3, da? În următoarele 3 ochiuri vom lucra câte 2 piciorușe duble. Vom avea 3 sporiri. 1, 2. Avem o primă sporire. Haideți să mai facem încă 2. 1, 2, 1, 2. Vom lucra în continuare în următoarele 5 ochiuri câte un picioruș dublu, deci 5 piciorușe duble vom avea. 1, 2, 3, 4, 5. 2 piciorușe dublu reduse. 1, 2, da? Un picioruș scurt. Aici, unde noi avem ochiul de lanț, agățăm un singur fir și vom face un picioruș scurt, un ochi de lanț, un picioruș scurt, la fel introducând printr-un singur fir. Coborâm acum cu un picioruș scurt,
două piciorușe dublu reduse, scoatem prin toate trei, 1, 2, da? 5 piciorușe duble, cele 3 sporiri, exact cum am făcut și aici, un picioruș dublu redus și un picioruș scurt, exact cum am făcut și pe partea asta la altă. Haideți să încheiem și acest rând. Ne ducem deasupra primului picioruș și facem un ochi alunecat. Da? Și lucrăm începând din următorul ochi. Deci nu din cel în care noi am făcut încheierea. Din următorul ochi. Un picioruș scurt. Da? Apoi un picioruș dublu redus. Am dat după croșetă. Scot prin toate trei. Un picioruș dublu. Un picioruș dublu, îmi cer scuze, în același ochi. Deci, am lucrat un picioruș scurt, apoi un picioruș dublu redus în următorul ochi și în același ochi mai lucrăm încă un picioruș dublu. Da? Acum, în următoarele 5 ochiuri, vom avea 5 sporiri de această dată. Deci, în fiecare ochi, vom lucra câte două piciorușe duble. Avem o sporire, a doua sporire, a treia sporire, a patra sporire, da? Și a cincea sporire. Acum, în următoarele 6 ochiuri, vom lucra câte un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următoarele 3 ochiuri vom lucra câte un picioruș dublu redus. Dăm după croșetă și scoatem prin toate 3 firele. 1, 2, 3, da? Și aici, în ultimul ochi, vom lucra un picioruș scurt. În ochiul meu de lanț voi agăța un singur fir și voi lucra 3 piciorușe scurte în același ochi. 1, 2, 3, voi coborâ, da, pe partea cealaltă, din primul ochi, cu un picioruș scurt, în următoarele 3 ochiuri, câte un picioruș dublu redus, 1, 2, 3. Și voi merge în continuare cu cele 6 piciorușe duble în următoarele 6 ochiuri, da? Cele 5 sporiri, da? În următoarele 5 ochiuri voi lucra câte 2 piciorușe duble și voi termina cu piciorușul dublu și piciorușul redus în același ochi și în ultimul ochi un picioruș scurt. Dar ne vom întâlni aici ca să finalizăm împreună rândul.
Haideți că am finalizat cele 5 sporiri și vom face în următorul ochi astfel. Un picioruș dublu, în același ochi un picioruș dublu redus, am dat după croșetă și scot prin toate 3 și în ultimul ochi un picioruș scurt. Da? Bun. Haideți să vedem la ultimul, penultimul rând, mai bine zis. Aici vom lăsa un ochi, acest ochi îl vom lăsa și vom uni din următorul cu un picioruș alunecat, da? Și începem din următorul ochi, nu din cel din care am făcut încheierea, da? Un picioruș scurt, în următorul un picioruș scurt, deci avem 2 piciorușe scurte. În același ochi, un picioruș dublu redus, da? Deci trecem la următorul ochi și lucrăm un picioruș dublu redus și tot în același ochi vom mai lucra încă un picioruș dublu. Să dăm această formă aici curbată, da? Frumoasă. Acum vom avea 6 sporiri. În următoarele 6 ochiuri vom lucra câte 2 piciorușe duble. 1, 2. Deci avem o sporire. Haideți să lucrăm în continuare. 1, 2. A doua sporire și pe a șasea sporire, da? Acum, în următorul ochi, un singur picioruș dublu. În următorul ochi, 2 piciorușe duble. 1, 2. În următorul ochi, un singur picioruș dublu. În următorul 2, 1, 2. Da? Acum vom lucra în următoarele 5 ochiuri câte un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4, 5. În următoarele 4 ochiuri vom lucra câte un picioruș dublu redus. Dăm după croșetă și scoatem prin toate 3. 1, 2, 3, 4, 2 piciorușe scurte, da? 1, 2, da? A, nu. Deci un singur picioruș scurt, mă scuzați. Am ajuns unde avem cele 3 piciorușe scurte și în piciorușul din mijloc vom lucra din nou 3 piciorușe scurte în același ochi. Deci am lucrat deja 1, îl lucrăm și pe al doilea și îl lucrăm și pe al treilea. În același ochi trebuie să lucrăm. E mică croșeta și iese bătut lucru meu. Uitați dacă este mică croșeta. Vom coborâ, da, exact cum am lucrat și pe partea aceasta. În primul ochi, un picioruș scurt. În următoarele 4 ochiuri, câte un picioruș dublu redus. 1, 2, 3,
4, 5 piciorușe duble în următoarele 5 ochiuri, câte un picioruș dublu, 2, 3, 4, 5, în următorul 2 piciorușe duble, 1, 2, în următorul un singur picioruș dublu, în următorul 2 piciorușe duble, 1, 2, după ultima sporire aici vom face un picioruș dublu, acum în următoarele 6 ochiuri vom face câte 2 piciorușe duble, deci vom avea 6 sporiri. Haideți să continuăm. În următorul ochi un picioruș dublu. 1. Tot în același ochi un picioruș dublu redus. În următorul ochi un picioruș scurt. 1 și în următorul un picioruș scurt, 2 și am finalizat și acest rând. Lăsăm un ochi liber aici și ne ducem exact aici în această scobitură, ca să zicem așa, și facem un picioruș alunecat, da? Bineînțeles că acum voi introduce sârmă și voi face un rând de piciorușe scurte. Da? Ca să pot prinde sârma în lucru. Și vom merge de jur împrejur, doar în vârf, când vom ajunge la cele 3 ochiuri de lanț, la cele 3 piciorușe, mă scuzați, pe care le-am lucrat în același ochi, la fel vom face 3 piciorușe scurte și acolo. Și vom începe și vom lucra de aici din primul ochi, piciorușe scurte. După cum observați, sârma este pe lângă lucrul meu și o vom prinde, da, în lucru. Și după cum v-am spus, vom merge până în vârf și unde avem aici cele 3 piciorușe scurte în același ochi, în piciorușul din mijloc vom face din nou 3 piciorușe scurte, după care coborâm, da, ca să prindem sârma în lucru. Haideți să avem spor. Vom încheia cu un picioruș alunecat. Și gata, și frunzulița noastră. Bun, haideți să tăiem acum sârma, da, și ca să, fiindcă eu am aici o sârmuliță mai subțire, voi lua și voi face o codiță din această sârmă mai grosuță, voi atașa, da, ca să... Voi scoate firul. Minunat. Minunat. Uitați. Foarte frumos. Are ținută. Vedeți? Din fir gros și cu croșetă subțire. Foarte, foarte frumos. Și lângă cele 2 sârmulițe ale mele, voi atașa sârma mai groasă și automat, da, am o codiță mai plinuță. Bineînțeles că eu acum voi rula. Da? După care voi îmbrăca, da, cu hârtia ușor adezivă, codița.
Bineînțeles că firul meu are un pic de puf, deci îl voi topi la lumânare și voi obține o textură ușor catifelată la frunzulița mea. Gata, dragii mei, am pregătit și frunza. Ia uitați, minunată, minunată. Buchețelul meu de toporaș este gata. Da? Minunat, minunat, aș spune eu. Eu sper să îndrăgiți și acest proiect. La Bobocei nu v-am arătat cum i-am făcut, deoarece în momentul când veți face cele trei petale, da, și veți face și partea verde, în momentul când veți băga stamina, veți puncta cu silicon și veți strânge pur și simplu cele trei petale, uitați, în această poziție și ele se vor lipi de siliconul punctat în interior. La fel veți proceda și cu, veți puncta pe fiecare petală un pic de silicon și la fel veți strânge bobocelul, veți strânge această verdeață să se lipească de bobocel, da? Și așa realizați bobocei. Foarte, foarte simplu și acesta de realizat. Da, dragii mei, iată un nou proiect de primăvară, toporaș croșetați. Eu vă doresc spor și până la un nou proiect minunat, toate cele bune, dragii mei. La revedere!